Salutare sportivilor! Fuck it! Nici bine n-am început să filmez și deja sună. Mi-a spus că astăzi trebuie să fac o farsă, pentru că foarte mulți dintre voi mi-a scris să încerc să fac din nou o farsă. De fapt, lyric prank, pentru că este la modă, după cum vedeți, și am spus, hai să încerc să fac și o lyric prank, hai să încerc prima dată unui prieten să vedem cum va ieși. Așa că, în continuare, să vedem ce a ieșit. S-audi-mă! Se închide ușa, că s-audi cum filmez aici, nu pot să filmez deloc pe leargă și eu, s-audi tare. Am folosit melodia Didaia de la Grasul XXL și Maximilian. Nu am început cu primele versuri, am început cu B pentru a-i atrage atenția. Am auzit că tu ești cel mai tare, mi se rupe. Imediat după ce am scris primul vers, a stat câteva secunde, probabil a citit, s-a gândit, băi, ce e cu ăsta, și după care m-a sunat. Dar am zis să-i dau ocupat pentru a încerca să continui farsa, nu am vrut să mă las așa de ușor. Și l-am întrebat, ce suni? Ce zici acolo, mă? Că sunt tare? Da. Lasă-mă un termin, frate, nu mă întrerupe. Fraierii nu știu că nimeni nu mă corupe. Ce până mă zici, mă? Pupi și fanii care mă iubesc, păi să vină să mă pupe. Ce ai, mă? Zic câte secunde mai am, trebuie să rulez un program. Băi, ce până mă ai, mă? Stai, bă, sufla, te uiți ca prostul. Ai vrea să fii în locul nostru. Băi, ai fumat ceva? Faci pe deșteptul, faci pe prostul. Tot încerci, dar nu văd rostul. Cine ești? Hai, las-o moartă, e târziu, nu se mai poartă. Ai fumat ceva? Nu vrei să înțelegi odată. La dracu' n-ai visoartă. Vor să știe dacă s-am de low. Pa! După asta, nu mi-a mai răspuns absolut deloc. A mai stat, cred că 3, 4, 5 minute. Și am crezut că s-a supărat, așa că i-am scris. Man, a fost o farsă, lyric prank, ha, mor aici de râs. Mai mult mă enervam, mă gândeam că ai fumat sau ai băut ceva. Sau că ți-a furat cineva telefonul și încearcă să profite de asta. Cam asta a fost farsa, prieteni, iar dacă v-a plăcut, dați un mare, mare, mare like acolo. Să vedem câte like-uri, putem aduna 3000 de like-uri la acest videoclip. Iar dacă adunăm 3000 de like-uri, eu am să mai fac încă un lyric prank. Și data asta o să-i fac unei rude. Cam gata și cu acest episod, noi ne vedem data viitoare. Numai bine!